viața la sat, cu mulți ani în urmă, a încetat să mai fie interesant. Tineretul, practic, este plecat. Activități extra, afacere, nu poți să întâlnești. De aceea și am hotărât să fac naveta dată de la oraș la sat. Mă numesc Uricu Vasile, am 27 de ani. De 4 ani activez în agricultură. Agricultura este o afacere de familie. Am învățat pasiunea pământului de la tatăl meu, care are o experiență deja de 40 de ani. De mic copil sunt pe câmpuri împreună cu tata. Sunt înconjurat de oameni care au pasiunea pământului și de aceea niciodată nu mi-a venit o altă idee de afacere. Este un domeniu foarte greu. În domeniul, în primul rând, riscant. Deseori ne ciocnim cu seceta, grindina, ploi torențiale care ne afectează destul de tare recoltele. Este o muncă grea, dar care se merită. La sfârșitul anului, sperăm întotdeauna să obținem rezultate bune, de care să ne mândrim și noi. Și oricum este o afacere care să ne aducă până la urmă un profit. Sunt sigur că Republica Moldova o să manifeste pe piața internațională ca o țară agrară, bine dezvoltată, și cu tendințe mari spre a cuceri noi piețe. Eu în 10 ani mă văd tot aici, pe pământ. Mă gândesc la o dezvoltare, la o extindere a suprafețiilor prelucrate, la o dezvoltare a procesului de post-recoltare, care este foarte necesar și tind să le implementez din primăvara anului viitor. Mă văd în agricultură.